Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și bine m-am regăsit la un episod și astăzi facem un challenge, Ionuțule, un challenge ca la carte, un challenge pe care nu l-am mai făcut până acum, un challenge nou și o idee de-a voastră oarecum, nu mai știu exact de unde am luat ideea asta, ideea că am citit undeva într-un comentariu, nu mai știu exact unde și de la cine, ideea că m-am notat și am zis, bă, trebuie să fac challenge-ul ăsta, așa că astăzi, băieți, mă voi duce într-o locație depărtată la solo versus duo, pentru că la solo știți deja povestea, se omoară băieții mei foarte rapid, smeciuri ușoare, zici că joci la clasic. O să jucăm la solo versus duo, mergem undeva, nu știu, foarte departe, lutăm și va trebui să stau tot meciul în afara zonei. Atenție, acum dacă nu știți, zona dă mult mai mult ca înainte. Adică înainte zona dădea, nu știu, dădea foarte puțin. Ideea e că acum dă mult pentru că de ce stai mai mult în zonă, de ce dă mai mult, știți ce zic? În fine, trebuie să mă duc undeva departe, să stau în afara zonei până în top 5 player. Și gândiți-vă că e la solo V2, nu e la solo, la solo V2 își dau revive, e jale. Așa că băieți, revenim din meci. Ok, băieți, am revenit din meci și, bă, problema e că am uitat să vă specific niște chestii. N-am voie meciul ăsta să folosesc nicio abilitate care să mă ajute cu zona. Adică, bine, am KO. Ideea e că am toate abilitățile care mă joc într-un meci normal, ok? Adică n-am să-mi pun abilități special pentru zona și așa mai departe. O să mă duc undeva departe, bă, țineți cont că nu pot să-mi iau foarte multe meduri la mine să rezist, pentru că va trebui la un moment dat să intru în zonă și îmi va trebui gloanțe, îmi va trebui de toate, știți ce zic? Și trebuie să mă lutez și ca să trag în player. Doar că până în top 5, top 5, gândiți-vă că poate să fie și în ultima zonă. Știți ce zic? Trebuie să stau pe lângă zonă. Până atunci am voie să mă bag cu playeri, am voie să fac ce vreau, ideea e să stau în afara zonei. Știți ce zic? Și din câte vedeți, playerea deja aterizează. Nu știu dacă vedeți acolo fața mea. Dar e talent. Deci eu n-am cioara, băieții mei aterizează. Dar e ok că găsesc eu pe aici vreo armă, două poate. Să sperăm. Deci trebuie să scap de ăștia până una alta. Bun. Bă, am și daily. Deci eu sunt cam așa, cam amorțit, să zic așa. Adică e primul meci de azi. Dar trebuie neapărat să scap de băieți ăștia de aici. Uite, am găsit un MP. Dacă aș fi luat și eu gloanțele. Perfect. Bun. Bă, am găsit și eu la lui de mass part. Măcar dacă găsesc și eu un glu sau vreo cască. Da, asta e. Unde sunteți, bă, băieți? Mă, am forgip de 3 și muzzle de 3 nevor. Din prima, așa. Punem pe un MP. Uite aca. La Macau. Dar unde sunt, mă, ăștia? Mă, băieți! Eu vreau să mă bag cu voi. Uite, Thompson. Punem așa, că dacă dau cu Acau... Salut! Ești low. Ești foarte low. Dar eu n-am cască în cap. Perfect. A apucat să-și bage medul. Stai, viața mea. Stai că-s prost, stai că-s prost, fugi, Gabi, fugi, 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 că ești prost, Gabi, fugi. O iei pe la spate, mă. Facem așa. Stai! Ia! Mă, Gabi, ești piciorul. Hai, mă, vină cu-a. M-a prostit, mă, îi dă revive, fii antena. Da, i-a dat revive. Nu-i cuța ta. Dați-vă, mă, revive. Nu, dați-vă revive. Măi, nașpa că n-am cască. Ce prost am tras. Nu mai am glanțe, băieți. Glanțe, 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 glanțe. Vine, vine, vine. Nu te duci, bă. A, vroia să facă scheme cu de-alea. Mă, dacă îmi dădea cap aici, mă ofticam un pic așa. Bine, oricum, aveam cască, dar... Vrea să fugă gen în față și se întoarcă să-mi dea cap. Dar n-am mai apucat să se întoarcă. Bun, bă, nașpa e cam doar 3 metri momentan. Și ăștia nu prea erau mai sărăchie ca mine pe loot. Dar partea bună e că cum zice, măcar am găsit loot. Știți ce zic? Am loot, am cu ce să mă bat în finală. Acum ce trebuie mie, îmi trebuie meduri. Nu știu exact câte meduri să-mi iau, nu știu cât loc am să-mi iau meduri, că n-am foarte mult spațiu. Însă trebuie să iau meduri, nu știu, minim 10 meduri să am. Uite, mă, și scar de 3. Perfect, mă. Ce ai făcut, bobiță? Perfect, gata. Oricum o să trec pe la aparatul ăla, că îmi trebuie un scop de 4 și un chip pe cască și cască de 3. Îmi trebuie mai multe mie. Și după ce le iau, trebuie să mă bag în afara zonei și să salutez și eu prin afara zonei. Nu știu ce să fac tot meci în afara zonei, o să salutez, o să caut cât mai multe meduri. Și am voie să intru tocmai în top 5 în zonă și după aia trebuie să-i bag pe băieții mei top 5 aia ca să mă fac și eu kill-uri ca să-mi iau maxim, pentru că am și daily, știți ce zic? Și da.
E problema, dacă am Derrick trebuie să-mi iau maxim și maximul meu e de 72. Gluuri și cam atât, stai. Era să uit de ce mi-e important de cască de 3. Bun, bă, player pe aici nu cred că o să mai dau eu prea des, că, na, vine și zona. Să mor, pe care dau șansă. Ală meu, ești viața, mă, vină un coace, că am nevoie de kill-uri ca de aer. Vină un coace. Vină un coace. Dacă vine și colegul. Perfect, viața, mă, veniți în coace. Dar ești puțin să te văd la ochi. Că nu știu cu cine am de face. Hai! Rapiciu, ups. Ok. Perfect. Am scăpat și de băieții mei. Am 4 kill-uri. Bun, mă, văd că mergea să se omoare destul de greu. Asta va fi o problemă. Adică sper să se omoare mai rapid. De ce se omoare mai rapid? De ce mai bine? Pentru că intru mai rapid în zonă, știți ce zic? Deci iar un challenge de la care nu depinde de mine. Dar încerc să rezist mai mult în afara zonei. Tot 3 meduri am. Uite, mai avea asta 4. Perfect, am 7 meduri. Bun, și acum hai să mergem. Băieți, a venit și zona. Bine, prima zonă oricum nu mă afectează cu nimic, pentru că am stamina, e ok. Bă, da, pentru cei care nu știți, de ce stai mai mult timp în afara zonei? De ce îți dă zona și mai mult acum, că așa a făcut ăștia de la update? Și stați să vedeți cât de mult o să dea zona. Și n-am meduri de alea de 200 ca să rezist. Deci va trebui să mă descurc cu medurile normale. Cu inhalere, cu ce rezist eu. Sper să găsesc meduri doar. Uite și pe Geo. No, bun. 26 de playeri, 25 de playeri. Acum n-am ce face decât să mă lutez și să număr playerii care se omoară. No, bun. Mergem pe aici pe sus. Luăm Tiruriana. Mergem la Cape Town. Lutăm pe acolo cât de cât. Poate găsim meduri. Luăm mașina și ne apropiem de zonă, Gionuțule. Mă apropii de zonă pentru a fi lângă zonă. Știți ce zic? Când se omoară băieții, să fiu lângă zonă. Dar știți care e șmecheria? Că eu dacă stau în afara zonei pot să trag în playeri. Doar că dacă sunt foarte low și dă și zona mine foarte tare și trebuie să-mi bag mereu meduri, nu prea pot să trag în ei. Dar o să încerc să trag și eu în playeri, vedem noi. Dar până atunci hai să căutăm meduri, bă, că nu prea mai găsim meduri acum. De la update nu se mai găsesc meduri pe hartă, sunteți normali. Bine că am găsit la ăla 4 meduri, că dacă nu eram jale. Ok, încă 21 de playeri fără mine. Gen, când o să rămână 5 player, trebuie să rămână 5 player cu tot cu mine, știți ce zic? Gen, 4 player, 2 echipe trebuie să mai rămână. Când am eu voie să intru în zonă. Da, asta o să fie destul de greu. Ok, prima zonă s-a strâns. Hai mă băieți, omorâți-vă. Omorâți-vă. Încă 15 player, dacă mai mor, pot să intru și eu în zonă. Mamă, și zona o să fie pe pic. Și acolo e câmp deschis și eu trebuie să intru în zonă, mă parcă văd că nu e bine. Aș putea să iau și o mașină, să intru mai rapid în zonă, gen, da? Da, lasă, până se fac... Ce să-mi iau de aici, că n-am ce să-mi iau, că inhalerele l-am luat deja. Până se fac 5 player mai aici, nebun, trebuie să mă lutez pe aici, uite, bănuți, încă un chip. Bă, lutam, nu-mi trebuie, uite, meduri. Lutam cât de cât, nu-mi trebuie, mi-ar trebui o veste de 3, da, dă-le mama lor de veste. Îmi trebuie meduri, cât mai multe. Uite, încă unul. Talent, ok. Am și 7 inhalere. Uite, încă 2 meduri. Mamă, 2 din prima. Perfect, am 11 meduri. Bun, pe spațiu aș mai avea de vreo 4-5 meduri. Dar mergem în zonă. Hai să vedem dacă mai găsim pe aici prin casele astea. Dacă nu, mergem în zonă. Căutăm o mașinuță. Pe aici ar trebui să fie mașinuți. Bine, în zonă. Vorba vine în zonă. Lângă zonă. Că n-am voie să intru în zonă, vă dați seama. Stau și eu mai pe lângă zonă. Uite și tu, mai murit abia un player. Ha, băieți, omorâți-vă, bă, băieți. Omorâți-vă că... Mamă, ce mașină am găsit, da. Vai de viața mea. Vai de viața mea, uite-mă și vesta. Ok. Hai să ne apropiem de zonă. Bă, what the fuck, nu pot să... Bă, uitați-vă și voi la ochi, nu pot să dau mai... What? Bă, ce bug e ăsta? Gata, mă, acum merge. Mă țineam cu o mână de jeep-ul ăsta. What the fuck? Ce pacuri mai sunt și pe jocul ăsta să-mi bat picior. Uite, acum merge gen să mă întorc cu ochiul. Vreau să mă uit în spate la mine cum arăt când merg cu o mână, dar nu putem să mă întorc. Gata, băieți, a început să rupă zona un pic. Deja nu mai rezist doar cu stamina. Trebuie să-mi dau inhalere. Ok. Stați să vedeți zona asta ca asta, dar următoarea să vedeți ce rupe. Și eu n-am foarte multe meduri. Mamă, și încă 17 playeri. Mă, nu știu dacă rezist, mă, aia e problema.
Nu știu dacă rezist în afara zonei până să mai urmă 5 playeri. Dar sper să reușesc. Hai să vedem. Bine, vă dați seama, dacă se strânge foarte tare zona, o să mă duc lângă zonă și o să încep să trag în ei. Eu mor eu dacă văd că nu se omoară, știți ce zic? Uite lootbox-uri. Nu găsești și eu pe aici vreun med? Băieții, mamă, 3 lootbox-uri odată. Băieții, n-aveți și voi acolo niște meduri? Ăsta era sărăchie. Ăsta nu era așa de sărăchie, dar n-avea meduri. Am înțeles, talent. Au luat băieții mei toate medurile. Ce pe ăsta nu trebuie. Ok, încă, hai mă că nu mai sunt așa mulți, încă 12 playeri. Uite, încă un lootbox. Mă, dar care a făcut mă kill-uri așa multe pe aici? Că îi văd că e aceeași lootbox. Avem Grandmaster-i match, turcalei de aia. Ciuciunghezi. Bă, nu prea am gluri, mă, acum văd. Am 5 gluri, bă. Ok, și de acum, băieți, că se strânge și zona asta. Deja stau de tot meciul în afara zonei. O să dea zona foarte mult. Deja trebuie să apelez la meduri. Ia să vedem, am și eu noroc să găsesc un med de 200 pe aici. Hai că găsesc, mă, stai mă, unde-i? Aici. Un med normal și un silencer, mamă, ce rupe zona. Ok. Mamă, ce rupe zona, bă, nu mai am, mamă, stai că e problemă. Hai mă, băieți, mamă, încă 6 player trebuie să-mi omoară un cavaș gura voastră. Bă, ce rupe zona. O să mă duc undeva pe lângă hangar, pe aici, pe lângă gard, adică. Să stau cât mai aproape de zona, chiar dacă n-am voie să intru în ea. Bă, dar mă rupe, bă, mă, cavaș gura, mai am 8 meduri, eu ziceam că dă mult, dar nu mă așteptam să dea chiar așa de mult. Face și noi un kill? Fixant în aici, îl vedeți pe ăla. Mamă, ce cap orientat! Încă 7 playeri. 5, gata! Pot să intru în zonă, talent! Vreau să mă duc mai în dreapta, dar nu mai mă duc, gata, pot să intru în zonă, mai sunt 5 playeri. Mă sper să nu-și dea revive. Că ar fi culmea să-și dea revive, să mă întorc înapoi în afara zonei, știți ce zic? Adică sper să nu-și dea, să-și dea revive. Mamă, l-am cam rupt așa un pic pe ăla. Ups. Hai că nici nu i-am dat lui băiatul meu tot încărcătorul dacă e ceva. Hai că rămân ușor, ușor și fără gluri. Gluri, gluri, gluri. Mă mai trage mine, mă, că dacă trag eu... Dar am poziție bună, v-am zis că e și primul meci. Mă, am 6 kill-uri, hai mă că mi-au daily maxim. Dar trebuie să am grijă cu urâtul ăsta, că ăsta e ăla care făcea multe kill-uri. Băi, urâtule. Tot te prinde pe tine, să știi. Nu scapi tu de mine. S-a băgat în căsuță. Hai, viața mea, că e 1v1, vină coace. S-o fi dus să luteze pe colegul său? Da, mă, uită. Mamă, dar am tras eu prost, mă, că puteam să-l bat chiar din vestă, puteam să-l bat, dar am tras prost. Eliminate, gata. Băga picior, mai sunt 2 playeri. Uite, mă, și tu mă făceam și eu mai multe kill-uri. Asta e. No, bun, încă 2 playeri. Hai să-i căutăm, să vedem unde sunt. Și practicăm asta, e challenge-ul. Bine, trebuie să iau buia ca să fie challenge-ul. Challenge, că dacă nu trebuie să repet meciul, mamă, chiar că trebuie să am grijă. E bine că s-au omorât destul de rapid acum pe final. Am murit 2 eliminate, am mai omorât eu 1. S-au omorât destul de rapid, că dacă stăteam mai mult, nu știu cât mai rezistam, că nu prea aveam meduri. Dar știți ce făceam, nu? Trebuia să vin următoarea zonă și mă duceam și luptam pe aia toți, care au murit acolo și aveau aia meduri o grămadă. Aveau și darea de 200, deci nu era problemă, mai rezistam. Bă, dar unde sunt ăștia doi, mă? Bine, voi vă dați seama că ăștia acum, îți dai seama ce gândesc ăștia. Ce zic, mamă, easy win, e ultimă. Mă caută să mur eu, mă caută. Stați să-ți acolo, m-a putut, inima în cap le dau. Mă caută, mă, uite-mă, pun glură la vrăjeană, să mor tu. Bă, poate mă bate naibii. Bă, unde sunteți? E ultimă. A, l-am panicat, gata, nu mai poate. Pune-o glură la vrăjeană, mă, căuta, uite și tu la ei. Păca piciorul, ia, luați-mă de aici 7 grămezi. 7, mă, dau nu una, 7, na. Na, căutați-mă, mă căutați, mă, m-ați găsit, na. Ronaldo a pus săracu. Ia, uite. A, n-a rata. Păca piciorul. O, rupele.
Eliminate data. N-au băie dacă mă căuta și dacă mă scuze. Mă căutau în afara zonei, mă, ești nebun? În afara zonei mă căutau, doamne. Da, bă, mi-a ieșit challenge-ul, ce să zic, a fost destul de ok, a fost un challenge foarte, foarte greu. Mă așteptam sincer să fie puțin mai greu, am luat maxim 6 băi. Dar a ieșit bine, chiar a fost ok, mă așteptam să fie mai greu, dar v-am zis, noroc s-au eliminat așa destul de rapid, sau mă destul de rapid, că dacă nu, că dacă mai aștept un pic, că dacă mai stau în afara zonei destul de mult. Da, băi și fete, bă, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare, mare like, un share și un subscribe, eu v-am fat, ceau, bă!